Bună ziua, dragi copii, și bun venit la lecția de biologie! Sunt Mihaela de la Șandor, iar astăzi vom învăța să măsurăm pulsul arterial în condiții de repaus și de efort. Pulsul corespunde bătăilor inimii și este datorat undei vibratorii care ia naștere în momentul în care volumul de sânge pompat de ventriculul stâng îl ispește pe cel existent deja în aortă. Pulsul este mai puternic în apropierea inimii și mai slab pe măsură ce sângele se îndepărtează de inimă. În mod obișnuit, pulsul se măsoară la nivelul arterei radiale la încheietura mâinii, dar se poate măsura și pe artera carotidă, la nivelul gâtului, și pe artera popliteie, din regiunea situată în spatele articulației genunchiului. Prin palparea pulsului, obținem informații privind activitatea cardiacă, spre exemplu despre volumul sistolic, frecvența cardiacă sau ritmul cardiac, dar și informații asupra stării pereților arteriale. Măsurarea pulsului în condiții de repaus. Se strânge ușor pumnul stâng, iar cu extremitatea degetelor de la mâna dreaptă se presează ușor artera radială în dreptul degetului mare, înaintea încheieturii mâinii. Se numără pulsațiile timp de un minut. Și se constată că pulsul, care are aceeași frecvență cu cea cardiacă, în condiții de repaus, va înregistra aproximativ 70 de pulsații pe minut. Pentru a evidenția modificarea pulsului în condiții de efort fizic, vom executa 30-40 genuflexiuni. Repetăm apoi operația de palpare, numărând pulsațiile timp de un minut. Vom constata că pulsul se intensifică, deoarece sângele trebuie să asigure un aport crescut de oxigen și glucoză necesare eliberării energiei consumate în timpul efortului.